Programul cu bebe la bibliotecă a împlinit 2 ani. Lansat la secția pentru copii din cadrul Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj, în data de 22 iunie 2017, acest program dedicat lecturii, educației timpurii și familiei s-a bucurat încă de la început de un număr mare de participanți, părinți cu copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani. Prin acest program, aducem biblioteca mai aproape de cei mici, așezăm cartea în centrul universului copilăriei și ne bucurăm din plin de primele descoperiri ale vârstelor fragede, într-o comunitate care iubește lectura și educația de calitate. Biblioteca este a doua casă pentru educația timpurie. Este locul în care creștem prin povești, prin cuvinte și imagini, prin jocuri și cântece, prin limbajul iubirii, prin gesturile fundamentale care structurează gândirea și insuflă valori cititorilor de mâine. În fiecare joi, de la ora 10, îi așteptăm pe cei mici într-un spațiu plin de culoare, să citim împreună, să ne jucăm, să cântăm, să ne cunoaștem, să ne exprimăm, să râdem, să explorăm. Totul pornind de la o carte care se deschide încet și își derulează, pagină după pagină, surprizele. Printre noi este prezent și un personaj surpriză, albă ca zăpada, care nu pierde ocazia de a invita pe copii să însoțească în călătoria prin lumea poveștilor. La programul cu bebe la bibliotecă, poveștile se citesc în multe feluri, obligatoriu cu voce tare, improvizând, dramatizând, folosind elemente ale teatrului de păpuși și o mini-recuzită de spectacol, scenă, costume, marionete pe degete, jucării vorbărețe, obiecte tematice. Ochișorii micilor ascultători se îndreaptă cu uimire spre comorile din bibliotecă, ce așteaptă să fie atinse și mai apoi răsfoite. Cărți mici și mari, cartonate sau din material textil, cărți jucării, cărți pop-up, cărți cu clapete, cu butoane, cu sunete și neapărat cu multe, multe ilustrații. În acești 2 ani de activitate, sute de astfel de cărți le-am înfățișat micilor participanți frumusețea și magia poveștilor, implicându-i la nivel vizual-auditiv, stârnindu-le plăcerea de a ține o carte în mâini și de a face cunoștință cu ea. La programul cu bebe la bibliotecă, bucuria lecturii se transmite de la mare la mic, chiar și de la copil la bebeluș. Povestea se îmbină cu muzica, iar cântece precum În pădurea cu alune, un elefant se legăna, sau Dacă vesel se trăiește, se completează în mod fericit cu poveștile cu veverița Vivi sau cu elefantelul Elmer. Au fost 2 ani frumoși, bogați în emoții pozitive, în împliniri și în prilejuri de sărbătoare. Am pregătit activități speciale de ziua mamei și ziua copilului, dar și cu ocazia aniversărilor zilelor de naștere, a sărbătorilor religioase, a aniversărilor culturale. Iar de fiecare dată, cărțile, jocurile, cântecelele și drăgălașele zâmbete au fost nelipsite. Ne-am împrietenit și cu cărțile și cu jucăriile și cu ceilalți copilași și am promis să revenim cu drag și bucurie. Biblioteca este o carte deschisă pentru voi. La mulți ani cu bebe la bibliotecă! Suntem vizitatorii de la primele ediții cu bebe la, bibliotecă și suntem la 2-a generație de bebeluși cu bebe la bibliotecă și îl promovăm și suntem foarte bucuroși că am putut să ajungem și încercăm să ajungem pe cât posibil în fiecare joi, asta în funcție de posibilitățile timp, spațiu și puteuri de creștere, dar se vede clar o diferență între fetița care a fost la programul cu bebe la bibliotecă, la grădiniță, unde ea își duce cărți să citească și unde este printre puține copii care sunt atenți la poveștile de educatoare. Și asta, sigur, are o influență pozitivă și programul pe care îl frecventăm.